Dar ce v-ați certat voi ultima dată? M-am înșelat. Dacă vă aude Costi Max, nu mai filmează nimic, se supără. 2000. Ce? 2000. 2002. 2002? Păi tu ești prost. M-a văzut că am vorbit cu o fată, cu fosta mea mai exact. De ce țineți paharul așa pe doamnă? Salut, eu sunt Sherry și am impresia că aceste episoade se transformă într-o serie, iar eu mă transform încet încet în Ernest cu aceste episoade, pentru că provoc scandaluri în cupluri, ceva ce nu mi-am dorit niciodată să fac, dar aceste episoade sunt teribil de amuzante, așa că fără să ne mai lungim, fraților, ne aflăm astăzi în Saint-Tropez și vom întreba românii de aici, de pe coasta de Azur, dacă știu lucruri elementare despre iubitele lor. O să fie niște întrebări de cuplu, știți deja formatul, doar că de data asta nu suntem în mor, suntem la mare, așa că hai să-i dăm drumul. Și de asemenea avem și premii în bani. Poți să câștigi 100 de lei pe BTP dacă răspunzi corect la toate întrebările despre iubitul sau iubita ta. Let's go! Salut, sunteți un cuplu foarte, foarte frumos. Pot să vă pun și eu câteva întrebări? Da. În ce dată este ziua ei de naștere? Mâine. Mâine? Mamă, cât de randebună ți-a venit întrebarea asta. 3-a, 4-a. Ce an? 2002. A nimerit? Da. 22 noiembrie. Ce an? 2005. A nimerit? Da, a nimerit. 12 august 2006. Băi, ăștia cred că se uită la episoade, s-au pregătit. Ce zodie e? Balanț. Da? Da, balanț. Scorpion. Da. Capricorn. A nimerit? Da. Gemeni. Da. I-ai făcut cumva semn, a strișat cumva, eu sunt foarte atent, să știți. Cum o cheamă pe cea mai bună prietena ei? Daniela. Da. Ana și Elena. Le pune pe plajă. Elena, te pupăm. Carmen. Da? Adevărat? Larisa. Corect? Da. Care e cea mai bună prietena ei? Cum o cheamă? Ia. Da? Și cum o cheamă? Andreea. Era funny să nu știe cum o cheamă, știi? Bună ziua! Salut. De ce țineți paharul așa pe doamnă? Să fie distractiv. Așa e distractiv? Foarte distractiv. De cât este țin pe una cu doamna? Păi sunt căsătorit deja. Da? Avem deja 11 ani de căsătorie. Pot să vă pun și eu câteva întrebări de cuplu dacă vrea și doamna să apară. Când e ziua ei de naștere? 5 ianuarie. Ce an? 5 ianuarie. 5 iunie, ce an? 2002. 2002? Păi tu ești prost. 15 aprilie 2007. A nimerit? Da. 4 iulie 1990. A nimerit? Adevărat. Cum o cheam pe mama ei? Oronco. Oronco? Da. A nimerit, da? Da, a nimerit. Cristina, Miron, Lorena. E adevărat. Teodora. Da. Margareta. Da? Da. Carmen. Tot Carmen? Da, pe aici cea mai bună prietena mea. Mama ta e cea mai bună prietena ta. Ce frumos! Uite, asta e un răspuns pe care nu l-am primit astăzi. E prima dată când îl primim. Ai BTP? Pentru că dacă ai, câștigi 100 de lei pe BTP. Are ea. Ai BTP? Da. Bun. Cum ești pe BTP? Și gata, ți-am trimis bănuții. Felicitări, să vă țină, sunteți un cuplu foarte, foarte frumos. Vă pup. Ce zodie e? Fecioară. E bine. Leu. Da, a nimerit? Da. Vărsător sunteți, doamnă? Da. Capricorn. A nimerit? Da. Poți să-mi spui, fără să te uiți, ce culoare au unghiile ei astăzi? E un roz pe lateral, așa, un fi împrejurat acolo, alb, ceva de genul. Bă, nene, bă, ai nimerit-o perfect, nu înțeleg, ai ochi la spate, eu nu stau atent la detaliile astea, n-am... M-am închis. Tu de ce ți-ai pus mâinile la spate? Știai deja întrebarea? Nu, nu știam, dar nu vreau să te verific. Albe, dar nu știu detaliile. Bai, albe cu un, cu un ceva, un fines, un poriș aici. Da, da. Albastru cu cremă. Felicitări, ai răspuns corect. Băi, un om, un băiat foarte, foarte atent. Acum să te întreb pe tine. Care este echipa lui preferată de fotbal? Barcelona, nu? Greșit, Real Madrid. Real Madrid? Hai că nu sunt rivali sau ceva. Nu are nicio echipă preferată. Este corect? Este. Nu prea știu că nu sunt cu fotbalul de obicei și nu știu echipa. Nu știi care e echipa preferată? Nu. Aia, City, aia, nu, nu. E United. Nu-i place fotbal. Exact, exact. Steaua? FCSB. Craiova? Craiova? Nu cred, ești din Craiova? Nu, din Slatina. De la ce v-ați certat ultima dată? M-a văzut că am vorbit cu o fată, cu fosta mea mai exact. Ieșiri. Ieșiri? Cum adică? Iese... Ieșiri din cont, de bani, ieșiri, no, prin oraș. Că iese eu aiurea. Cum adică? De ce iese aiurea? Cu băieții, singur. M-a înșelat. Nu cred. Că n-am vrut să mă dau un bălci în ceva. N-ai vrut să te dai un bălci în da. Ceva? Da. Aia și fără să-mi spună. Unde? Cu băieții. V-am băut eu mult. Da? Da. Cât de mult? Ce înseamnă mult? Până la 1. Până ziua. La 1 noaptea? A, ziua. Aia, ziua. Adică până la 1 noaptea mi se părea. Puțin unul noapte. Prea conduc prea tare. Conduci prea tare? Cât aveai? 220. Te pup. Ești barosan de barosan. Să uită la fete. Să uită la fete? Așa da. Random trec pe stradă? Da, să mă uită. Păi știi cum e să privește gratis. BTP ai? Eu am. Ai BTP? Da. Perfect. Vă trimit acum 100 de lei pe BTP pentru că sunteți un cuplu foarte, foarte drăguț. Scoateți telefonul să-ți fac un virament rapid. În ce dată este ziua ei de naștere? 11 ianuarie 2007. A nimerit? Da. 2 august 2006. A nimerit? 27 iunie. Ce an? 2000. A nimerit? Da. În 23 martie. Ce an? 2003. 2002 sau 2003? 2005.
3-a, 4-a, 1993. A nimerit? Da. Ce zodie este? Taur. Taur? Mai că mă, îi place. Da. Berbec. Vărsător. Nu te-ai să-i spuneți, nu te-ai să-i sufrați. Rac. Băi, nene, ai venit cu temele făcute de acasă. Aaa. Ce zodie e iubita ta? Ce zodie ești, mă? Nu, nu-i spune. Ce zodie e? Cu ce se ocupă tatăl ei? Se ocupă cu plantație de zmeură. Plantație de zmeură. Da. Tractorist. Asta a răspuns corect, bun. La fonduri europene, coleg și cu tata. Am înțeles. În ce dată e ziua ei de naștere? Este pe 5 ianuarie. Ce an? 2006. A nimerit? Corect, da. 28 a 12. Ce an? 99. A nimerit? Da. În 7 septembrie 2005. A nimerit? A nimerit. Nu știu, în septembrie, octombrie, nu știu. Pe 9 mai. 9 mai, ce an? Știi anul măcar? 2006. 2007. Întrerupem acest videoclip pentru a vă povesti despre partenerii noștri de la Banca Transilvania și mai exact despre aplicația lor numită BTP, o aplicație care ușurează la maxim tot conceptul amplu de internet banking. Internet banking-ul tradițional, așa cum îl știm noi, presupune aplicații complexe, cu funcții peste funcții, cu proceduri greoaie pentru a trimite sau a primi bani. BTP este cea mai simplu de folosit unealtă pentru a trimite bani unui prieten, pentru a încasa bani de la un prieten, pentru a solicita bani unui prieten care are să-ți dea bani și se face că a uitat de ei, poți să-i dai solicitare de bani. Deci este o aplicație gândită pentru era digitală, gândită pentru ușurința de a fi folosită pe telefoane și de a trimite bani prietenilor pe telefon, dar care are în spate infrastructura robustă și solidă a unei bănci adevărate. Deci nu vorbim aici de aplicații, cum știți că există multe alte aplicații unde puteți să trimiteți bani către prieteni. Dar niciuna din acele aplicații nu are securitatea și infrastructura de date atât de robustă cum are Banca Transilvania. Datele voastre la Banca Transilvania sunt stocate doar pe servere aici local în România și aveți siguranța că banii voștri sunt chiar banii voștri și nu o să vi se închidă contul random și lucruri de genul acesta. Deci ai, cum ar spune englezul, the best of both worlds. Ai și o aplicație foarte ușor de folosit și foarte funcțională, dar și securitatea unei bănci tradiționale în spate. Descărcați-vă acum BTP dacă n-ați făcut-o deja, ca să împărțiți nota cu prietenii, ca să cereți bani înapoi prietenilor pe care i-ați împrumutat sau ca să câștigați 100 de lei de la mine dacă știți destule detalii despre gagica voastră. Să ne întoarcem la video. Cum o cheamă pe mama ei? Mariana. Mariana? Da, nu știu. Nu știi? Nu mi-a zis. N-ai vorbit niciodată cu mama ei la telefon, nimic? Petrica! Așa o cheamă, Petrica? Da, Petrica, da. Bondoc, Dana... Bondoc, da. Îmi spune-și CNP-ul. CNP-ul. Ai BTP? Și BT5. Da? Ok, bine. Care este dream job-ul lui? Ce vrea să devină? Iar vrea să aibă ceva a lui, legătură cu mașinile. E foarte pasionat de mașini. Un service, o mașină? Da, cam așa. Vrea să-și deschidă un service auto. Vrea să-și deschidă restaurant. Da? Bun. Unde, în Craiova? Da. Felicitări! Câștigați de la mine 100 de lei pe BTP. Aveți BTP? Da. Acum vă trimit. Ziua, luna și anul în care soția ta s-a născut. Data nașterii. 11. Da? E bine până aici? Nu. 0 a 5-a? Ce 0 a 5-a? 2001. Deci tu zici că e 11 mai 2001, da? Da. E corect? Exact. Nu. 23 martie. Ce an? 2000. A nimerit 23 martie 2000? Da, e corect, da. Mă, 19 decembrie, asta e simplu. 2000. Ce? 2002. 25 iunie 2005. A nimerit? 22 iunie. Ce an? 2005. A nimerit? Da. De cât sunteți voi doi împreună? 6 ani. Wow, 6 ani, mă, ești de bun, un grămat de timp. 12 ani. 12 ani? De 3 ani. Câteva zile. 14 ani. 14 ani, deci cel mai longeviv cuplu de până acum? De 6 luni. În ce dată e ziua ei de naștere? 17 noiembrie 1999. A nimerit? Da. Nu. N-a nimerit? 27 aprilie. A nimerit până aici? Da. Ce an? 2004. A nimerit? Nu. Ce an? 2006. Mai încerci? Mai ai o șansă? 2 noiembrie. A nimerit? 4 noiembrie 1999. 1 iunie 89. A nimerit? 21 mai. Ce an? 2002. A nimerit? Da. 7 noiembrie. Ce an? 2006. A nimerit? Nu. Când v-ați certat ultima dată? Mă, de la ce v-ați certat? La bani. De la bani? Da. De ce de la bani? El e mai așa, mai rebel. Eu sunt femeie, știu ce vreau de la viață. El e mai rebel. Cheltuie banii pe prostii? Da. O distracție, să mă distrez. Da? Îmi place viața, am un tânăr. Cum nu am picat de acord cu cazarea. Din ce motiv? E prea pretențios. Acum câteva minute. Acum câteva minute v-ați certat? Da, ea vrea să intre în apă și eu nu. Probleme de familie, părinți. De la părinți? Da, de la părinți. Ce culoare și-a făcut astăzi unghiile? Roze. Roze, corect. Domnul a răspuns corect. Albe. Ne, e pe acolo. Hai să zicem, e de trecere. E o notă de trecere la întrebarea asta. Albe. Felicitări, ai răspuns corect. Ați câștigat 100 de lei pe BTP. Aveți BTP? Da, am BTP. Hai să vă trimit acum. Echipa lui preferată? Real. Mai real și mai cum.
Real și mai cum? Cum e echipa aia? Nu le-am cu fotbalul. Barcelona. Care e, mă? Real. O să zic FC Cojoască. Real Madrid. Bă, nene, Real Madrid a cumpărat stațiunea Costinești. Dacă vă aude Costi Max, nu mai filmează nimic, se supără. V-am pupat. Ne auzim. Da, de aici ce-ți vorbiți aproape filmat, fraților, v-ați jucat, stați mare, pum, butonul de like. Să-i dați un share pe story, pe cum așa tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, mulțumim celor de la Banca Transilvania pentru că au sponsorizat acest videoclip și le mulțumim tuturor cuplurilor frumoase pe care am întâlnit astăzi pe litoralul Mării Negre, aici la Costinești. Este foarte drăguț să vezi tineri care se înțeleg, care au relații frumoase în calitate de om, care este de 5 ani într-o relație foarte frumoasă, mă bucur pentru ei și, ca întotdeauna, dacă ați văzut faze amuzante, nu uitați să le puneți pe TikTok. Sper că n-am făcut niciun cuplu să se certe prea tare. Eu m-am dus! Pa!